Una dintre cele mai mari probleme atunci când vine vorba despre pacienții care ajung în unitățile de primiri urgențe este timpul îndelungat de așteptare, dar și lipsa de dialog din partea personalului medical. În unele cazuri, pacienții așteaptă cu orele pe holurile de la UPU pentru a fi preluați de către medici. Managerul Spitalului Județean de Urgență Deva afirmă că uneori la această secție nu ajung de fiecare dată doar urgențele reale și atunci, în urma trierii, oamenii așteaptă mai mult. De asemenea, Emil Stoica este de părere că există și o lipsă de dialog între medic și pacient. Eu răspund pe lângă faptul că văd urgențele, eu răspund de secție. În secția de internă sunt 108 paturi. Și internele vede și infecțioasele și vede și pacienții de pe oncologie care n-au gardă. Sunt undeva la 150 de pacienți care eu răspund de ei, că se deteriorează și mă cheamă urgența să vin, dar nu pot că este un pacient care trebuie să stau lângă el și zic, vin, nu e nicio problemă, stai. Pacientul respectiv stă și zice, bă, da, de dimineață stau și nu face nimeni nimic. Exact. Face. Noi știm că face. Mai este o problemă și poate că ar fi cea mai importantă în circuitul ăsta al pacientului, că cu pacientul să grăbești nu poți, că v-am zis cum e. Dar e vorba de dialog. Dar am cam pierdut partea de dialog și vă zic de ce. Fiindcă unde și când s-a pierdut această parte de dialog? De mult. Și să vă spun de ce. Eu ca și medic am biroul ăsta plin de fișe. Așa, vine ultimul, primul care mi-a venit acum 3 ore și nu l-am rezolvat. Ăla care tot așteaptă chirurgul și ala. Și tot trebuie în permanență să văd el. Și vine ultimul acum că îl doare capul. Ok. Chiar dacă eu știu și de primul și știu și de al doilea și de al cincea și de al șaselea, așa, nu mă mai duc să-i spun pacientului, stați să vă spun, mai durează că am vorbit cu chirurgul. La momentul ăsta e bine că v-am pus ce trebuie, vine chirurgul, vă vede și noi nu-i mai spunem. Ei, asta cred că ar schimba problema să, la 180 de grade. Modul meu, asta e, așa era, că așa am fost obișnuit și mi se părea normal să-i spun pacientului, uite, știți că am vorbit și dacă vi se pare că... O chestiune de nu mai 30 spune, de secunde, da, poate. Da, fiindcă mă presează cu un alt pas, dacă vreau să ies și mă duc la baie, mai sunt 6 care așteaptă și atunci am zis, lasă-o naibii baie, hai să fac ce trebuie făcut și nu mai povestesc cu primul pacient și nici asistenta nu mai spune. Aici vreau să ajută, poate asistenta, da, măcar ar putea știm să de facă acest lucru, să discute cu pacienții, da, care din păcate, sunt în așteptare. Zis, aici s-a pierdut. Și ar fi foarte important că dacă cu pacientul vorbești frumos și îi spui pacientul, uite, mai durează jumătate de oră până vin analizele și vine ulterior, după analize, vine infecționistul. Omul stă liniștit. Dar așa, el vine la ora 12, să zic, sau la ora 8. Eu fac ce trebuie să fac. Știu că nu trebuie să vină Xulescu la el, dar nu vine, dar lui nu-i spun. Și omul stă, se face 9, se face 10, se face 11, nu mai vine nimeni.